Sorcova vesela, să trăiți, să înfloriți, tare ca piatra, iute ca săgeata. Vedeți? Vedeți? Predicția milenară pentru bărbăția bărbatului. Că să fie tare ca piatra, dar să treacă iute ca săgeata. La anul și la mulți ani. Sus, boieri, nu mai dormiți, vremea e să vă treziți. Ce faceți? Deja au trecut vreo 12 ore din nou an și voi dormiți. Nu se poate. Sus! Réveillez-vous, treziți-vă! Nu pot să vă promit că o să fie un an mai bun decât anul celălalt. Gândiți-vă ce cifre avem. 2022, da? 2, 0, adică iar în gaură. 2, 2, 2 cu 2 cu 2 fac 6 cifre. Fiare, amin! La mulți ani! A, mă scuzați! Mă scuzați, poate sunteți în Zanzibar. Aveți ouă umplute? Nu mă voi. N-ați mers în Zanzibar să veniți cu ouăle umplute în România. La masă. Taci, nu râde. La mulți ani și ție, Vlad. Tot aici, a? Facem rost de banii anul ăsta, să punem o cămeruță și pe tine, a? Să-ți vedem reacția, să-ți vedem moaca, să-ți auzim râsul. În Zanzibar totul e ok? Nu. Să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți. Ficatul rezistă, ficatul mai rezistă. În perioada sărbătorilor de iarnă, ficatul e ca exponatele de la Antipa. Băgăm ficatul la spa. În mult, mult lichid. Sănătate multă. Cafea, cafea bună. buymeacoffee.com/nicubendea. Am filmat în avans ediția asta de pe 1 ianuarie, am filmat-o încă din martie 2021, așa că nu știu cine mi-a donat cafea, să par mai tânăr, dar să vă dea Dumnezeu putere în părțile slabe ca la cal întiert. Ai. Când o-i scăpa de clișeul ăsta? Știți când l-am auzit? Când eram la o nuntă și era staroste, sau în unele zone din Ardeal nu se pronunță S-U, e numai taroste. Taroste. Yes, MC de mod nou, ca Mihai Hânda de la Knol D and Impulse FM. Hei, dragilor, în fine, l-o exorciza și eu pe ăsta mai târziu, care îl iubesc, vorba poetului. Și pe care mulțumim domnului Pruteanu pe această cale. Nu vezi? Pulea spătaru, că dacă ai avea o cameră pe... de la început de an mă enervezi, dar n-arunc cu sorcova, că poate are o șopârlă în ea. Cum zice Caragiu? Am venit cu sorcova, da, are o șopârlă mare, Dumnezeu să-l ierte. No, și ce ziceam? No, că m-ai întrerupt, unde am rămas? Că știi că eu nu le scriu pe aistea. Unde am rămas? Cu sorcova, cu cafelele, cu că am filmat de așa, de 1 ianuarie și la anul care vine, să vă uitați toți la mine, cât de bani de om avea, își ia și Vlad camera. Dacă nu, de ce nu te-ai dus cu capra? Că se merge de anul nou, se merge cu capra. Dar la ce mocai, numai țap puteai să fii. Și când doreau mămicile să pună mâna pe pau, tai aici, da? Nu, no, că nu te sunteți în Zanzibar. Mai avem și subscriber milionari. Vă salut la Predeal, la Poiana Brașov, frumos. Mă, cum pis, da, mă, 75 de lei urcare și o coborâre la Predeal, mă. Suntem prea sărați să ne permitem vorba aia lucruri ieftine. Petarde ați avut? Nu, că avem numai în Parlament petarde, adică petardele sunt Parlament. Dar nu zic nimic de politică. Dar cum? Mama dracului să nu zici de politică. Știi că ianuarie am intrat în ianuarie, acum în ianuarie, ianuarie e gerar, dar de fapt ianuarie îi facturar. Te facturează și te fracturează la pormoneu. Asta vreau să zic. Facturi peste facturi, scumpiri chestii. Nu sunt, empatizez, sunt cu voi. Că din 3 ianuarie trebuie să mergem la muncă. Bă, ții încă sarmaua în gât și tu trebuie să mergi la muncă. Dar lasă că la anul. Bă, ce la anul? În anul ăsta o să avem vreo 20 și nu, aproape o lună de zile libere. Plus sâmbete, plus duminici. Lucrăm jumătate de an, ce ziceți? Sincer, aș dori, mi-aș dori să avem cu toții un an mai bun, dar nu cred că după 2 ani de pandemie vin minim 2 ani de criză. Uite că și Putin a scos acum un documentar, un film în care el arată și ne dezvăluie că în tinerețe sau mă rog, după ce a căzut cortina rece sau ce a căzut că ne-a căzut pe picioare, a fost taximetrist. Putin a fost taximetrist și acum conduce lumea. N-ai vrea să urci la el în taxi?
Păi, ba da, dar el nu spune muzică, nu spune arome, spune direct plutoniu. Deși el e colonel, spune plutonier. Elon Musk a zis că nu anul ăsta, dar la anul sau până în 2025 cel mult face pe Marte o arcă, o arcă a lui Noe. Pe Marte o arcă să duc... Bravo, că animale avem destule. Iei și Tesla cu tine. Bă, cum se întoarce roata istoriei? Fie roata și pătrată se întoarce odată. Acolo să fie autostrăzi înainte de... Da, da, da. Păi deja e rover, îți rovere, acolo se lucrează. Se... De ce crezi că nu se termină autostrăzile în România? Că trebuie făcute alea de pe Marte. Și acolo are trebuie rovinietă. Nu, trebuie rovinietă, nu, trebuie, trebuie GPS. Ocoliți Calea Lactee. Că e ambuteiaj pe inelele lui Saturn. Da, da, nu e ușoară treabă. Ți-ai îndeplinit superstițiile la început de an? Nu, zice că e bine să săruți iubita sub vâsc. Ai sărutat-o sub vâsc? Sub vâsc cu ei? De obicei e bine să o săruți sub buric, dacă n-ai vâsc. A, dacă e sub vâsc, înseamnă că ai ajuns pe la glezne. Bravo, ești temerar. buymeacoffee.com. Ai mâncat 12 babe de struguri în seara de ajun de Revelion? Cine poate număra? Bem un pahar era de vin. Era o sticlă. Chiar așa previzibile, de se prinde și... Foca. Mo! Mai este, zice că e bine să ai la masa de Revelion pește la masă. Dar să-i dai și banii pentru fetițe, dacă tot chem peștele, nu? Și e bine să deschizi geamurile, ferestrele, ușile, să le deschizi larg în ziua de întâi, să iasă duhurile rele. Dacă stai în berceni, în iris, în mănășturi, poate să iasă și plasma odată cu duhurile rele și... A? Ți-a intrat un bărbat astăzi pe... Trebuie să intre un bărbat, pe... să treacă peste prag un bărbat. Dacă e Raul sau Fuego, ce faci? Cum? Nu? Muți pragul? Nu, nu prea țin astea. Na, să nu avem superstiții, să avem încredere. Tu mergeai cu Sorcova când erai mic, că plecat cu Plutaiești. Și cu Sorcova de plecat. La anul facem o echipă, mergem cu Capra. Mergem și acolo la Vaslui, unde să bată aia cu bâtie în ziua de anul nou. Ce să zicem? Știți voi, toate doririle de bine, anul fericit, tot ce vă doriți, urmează boboteaza Sfântul Ion. Nu întrerupem tradiția, bem în continuare. Cafelele se primesc pe buymeacoffee.com/nicubendea. Nu părăsiți canalul, că anul ăsta o să fie plin. De surprize, de... De obicei în canale găsești. La canal de Survivor. Nu, că e la Pro TV. S-a mutat Survivor la... Știi? Nu mai supraviețuit nu. La canal de... Ci că s-a făcut de la Hathor, zis turcii. Ia-ți camere... Ex-turcii? Nu le plac la Rahatul? Puteau să zic că v-ați făcut de baclava. Ia-ți camere. Promiți în fața asistenței că din podcast, ce a fost? Nu a fost podcast, nu a fost nici Sorcova. Din cafeaua următoare o să ai cameră pe fața ta? Da, da. Ce freci acolo? Bine, 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 bine. An nou fericit, iubire, putere. Nu mai zic în ce. An nou fericit, mulțumim.